Împlinesc 100, dar mă gândesc așa, Dumnezeu om. Dar cum Dumnezeu om? Acolo unde este dreptate și adevăr este Dumnezeu. Că dacă este adevăr și dreptate, toate merge bine. Eu am urmărit asta cât am putut. Poate am fost puțin situații grele, dar am trecut peste ele cu răbdarea, domnule. Am răbdat mult. Prin două război cât am trecut, a fost greu. Am stat și pământ în Bordei, după eliberarea războiului întâi, primului război. Eram atunci 4 frați și cu 2 părinți, 6. Am stat un an de zile sub pământ, acolo, cum a făcut tata, a țapat. A făcut acolo, am pus-o în pat, de unde o fi adus o sobă, nu știu. Și primeam alimente din America. Primeam din America un fel de mămăligă ca pâine, ca mămăligă, dar îi spunea tapioc. Mâncam, dar câteodată stăteam flămânzi. Până venea de acolo, mai întârzia mama, ne foame. Și mama ne foame, n-am ce să mă dau. E greu. Cu războaile e greu să nu mai fi. Vărsare de sânge să nu mai fie. Că vărsarea de sânge vine tot de la omul rău. De la omul nepriceput. Că el există o putere naturală. La cei 100 de ani pe care i-ați împlinit, la ce vă așteptați de la Codlea? Acum la ce mă aștept? Aștept la un sfârșit bun. Un sfârșit bun, dar adevărat. Că dacă nu e adevărat, nu merit să merg unde trebuie. Nu merit. Asta e și normal. Cum dorim noi o viață bună, dacă suntem răi, dacă ne mâncăm unul pe altul, dacă ne dușmănim, înseamnă că trebuie să fim prieteni, domnule, ca inima să meargă bine dacă ești prieten și ai o vorbă bună, dulce, care îți aduce o bucurie, un cuvânt adevărat. Sănătate și dreptate, nu numai în Codlea, în toată țara. Dreptatea e mai bună ca toate.